Criza politică din România dă semne că se apropie de sfârșit după ce liderii PNL și PSD par să se fi înțeles în vederea formării unei majorități parlamentare alături de UDMR, care să ducă la formarea unui nou guvern, iar situația este urmărită și de către Uniunea Europeană. Chestionat asupra acestui aspect, europarlamentarul hunedorean PPE UDMR Iuliu Winkler, prezent recent în emisiunea La Subiect difuzată pe 1 TV Deva, a menționat că Bruxelles și Comisia Europeană nu prea înțeleg situația, deși nu este unică la nivel european, dar sprijină România. Și chiar dacă lucrurile în România par a reveni la normal, Iuliu Winkler opinează că ar fi bine ca acestea să se așeze cât mai repede, întrucât incertitudinea nu folosește nimănui. Sigur că la Bruxelles, revenind la această întrebare, acum este un soi de neînțelegere a fenomenului, ce anume se întâmplă. Nu este chiar așa o surpriză sau o situație neobișnuită, pentru că sunt țări în Uniunea Europeană, știți foarte bine, în care lucrurile legate de o coaliție de guvernământ trenează cu luni de zile. În Olanda nu avem guvern acum de vreo 5 sau 6 luni de zile și este o sumedenie de partide, nu știu exact câte, 12-14 partide în Parlament care trebuie să găsească o soluție. Eu cred că în continuare beneficiem de suport și susținere din partea Bruxelles-ului, asta e ceea ce văd eu, de suport și susținere din partea Comisiei, însă totuși avem nevoie de o anumită grabă în rezolvarea situației, ecuației politice. Nu cred că este benefic pentru nimeni prelungirea stării de incertitudine. Europarlamentarul hunedorean a explicat și de ce România trebuie să se grăbească. Mai exact, Iuliu Winkler a adus aminte și de alte fonduri europene în afara celor din PNRR pe care România le poate atrage, însă nu are instituții autorizate în acest sens, iar istoria recentă ne arată că înființarea acestora este, în țara noastră, una de durată. Acum, de exemplu, semnalul de alarmă este și acela al urgenței cu care, la capitolul fonduri europene, finanțări europene, trebuie să ne extindem atenția de la PNRR și numai PNRR către bugetul 2021-2027 și să ne ocupăm de povestea fondurilor de coeziune, care nu pot să înceapă să sosească pentru că nu avem autorități de management și nu avem programele operaționale autorizate la Bruxelles. Lucru care este de durată. Ținem foarte bine minte, în perioada 2015, cred că era guvernul Ponta, a durat cam un an și jumătate. Și comisarul pentru dezvoltare regională era numit de către România. Însă, în momentul în care ești în Comisia Europeană, nu mai ești comisarul României, ești membru al Comisiei Europene. Și atunci nu poți tu să rezolvi problemele pe care guvernul tău acasă nu le rezolvă. Așa că ar fi bine să ne grăbim puțin. Revenind la situația politică internă, Iuliu Winkler, care este și președintele Organizației Județene Hunedoara a UDMR, a spus că formațiunea pe care o reprezintă dorește să rămână în continuare un partener loial, dar care își permite să tragă unele semnale de alarmă. Winkler a mai spus, cităm, că reprezentanții UDMR nu vor fi cei care pleacă, care trântesc ușa și aruncă jucăriile ca la grădiniță. Eu pot vorbi pentru UDMR acum spunând, noi suntem și dorim să rămânem un partener corect, tot ceea ce ne-am angajat vom îndeplini, nu vom fi cei care pleacă, nu vom fi cei care trântesc ușa, nu vom fi cei care aruncă cu jucăriile prin sala de grădiniță. Vezi sala ședințelor de guvern din Palatul Victoria. Deci noi nu avem acest comportament politic, așteptăm concluziile și între timp ne permitem din când în când să tragem un semnal de alarmă. România este condusă de un guvern interimar, dar și minoritar, din data de 5 octombrie, când USR, care a făcut parte din coaliția de guvernare alături de PNL și UDMR, a votat moțiunea de cenzură depusă de PSD și susținută de AUR. Dacă nu vor apărea divergențe majore între PNL și PSD, este posibil ca pe 18 noiembrie România să aibă un guvern nou, care cel mai probabil va fi susținut și de către reprezentanții minorităților naționale din Parlament.